Să le povestim oamenilor, în dimineața asta am verificat, erau mai multe date pentru accidentul dumneavoastră de mașină, deci era cumva spre finalul sezonului, etapa 26-a, Steaua Dinamo 1-0 în Ghencea, un meci în care a jucat libero, cred că era primul meci al dumneavoastră ca libero între Bumbescu și Iovan. Victorie, a doua zi era 7 mai, se făceau 5 ani de la Sevilla, pentru clubul Steaua era un eveniment important. Dumneavoastră, ce ați făcut după meci? Povestiți-ne dumneavoastră acum, nu mai spun eu nimic. Da, am vorbit cu un prieten de-al meu care l-a rugat frumos dacă mă poate duce la Vatra Dornei cu mașina, să duc invitațiile și asta a fost tot. Invitațiile la nunta dumneavoastră? Da, la nunta mea. Da, urma da. Să vă căsătoriți peste 2 luni, ceva de genul ăsta, nu? Da, 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 da. Și aveați invitațiile în mașină, o mașină închiriată, e adevărat, asta am citit. Da, de la fratele lui Nadia Comăneci. Era închiriată de la fratele Nadiei Comăneci. Nu era închiriată, mi-a dat-o el. Ah, ok, bun. Am împrietenit oarecum cu el și a zis că îmi oferă ce mașină vreau, avea mai multe Daci și mi-a zis, am pus ochii pe Opel Ascona. Da. Cu toate că el mi-a și spus, adică i-a zis șoferului, cel care m-a dus, să meargă oarecum mai încet, pentru că roțile din spate nu ar fi regulamentare. Ok, să zic așa. Bun. Și, nu știu, pe, aproape de localitatea Piatra Neamț, o ploaie puternică. Eu m-am uitat la acul de la mașină și am văzut 140 la oră, acul de kilometraj. Așa a fost să fie. Am spus să nu-i cumva cam tare. Mergi cam tare. Și el a pus piciorul pe frână și s-a creat acvaplanare și de acolo. Înțeleg că ploua torențial, da. Nu? Și cauciucuri tocite, mașina cu niște probleme. Da. Ce, din momentul în care a pus piciorul pe frână, ce țineți minte? Ce vă mai aduceți aminte? Țin minte după ce m-au ridicat de pe marginea drumului. Eu am ajuns în șanț. Mașina cu roțile în sus peste mine. Norocul meu a fost că șanțul a fost adânc. Mi-aduc aminte doar atunci când m-au ridicat de pe marginea drumului și... Deci, practic, ați fost aruncat pe geam din mașină și ați căzut într-un șanț, iar mașina peste șanț, cumva. Da, da, da. Wow. Fractură de mandibulă, dacă nu mă înșel? Mandibulă și maxilar, da. Ok. După care am fost dus la Piatra Neamț, la spital, mi-au dat primele îngrijiri, după care m-am trimis la Iași, unde era, și acum bănuiesc, este celebrul spital. Spiridon, parcă, Sfântul Spiridon. Da. Țin minte că a venit domnul Danilescu ca să mă ducă cu elicopterul la București, iar medicii de acolo au zis că nu e nevoie, că se ocupă de mine și cam asta a fost. Am găsit articolul dimineață, un articol scris de Constantin Alexe în Gazeta Sportului. A urmărit cazul dumneavoastră în primele 2 zile foarte atent, a scris o știre despre accident imediat a doua zi și după aia a revenit cu un articol, a venit chiar până acolo la Iași. Iar în articol se scrie finalul, o să vă citesc din finalul articolului. Curase de caru, te reașteptăm pe gazon. Am povestit toată aceasta pentru că prea mulți sportivi sub impulsul tinereților plătesc tribut unor astfel de întâmplări. Mă rog, dumneavoastră n-ați fost la volan, nu erați dumneavoastră conducătorul auto al mașinii, dar scrie așa, peste miercuri dimineață, când am coborât din avionul de Iași, la 5 minute a sosit cursa de Oradea. Acolo, pe aeroport, i-am spus toată această dureroasă poveste lui Emery Kenney. S-a întristat. Apoi gândurile i s-au îndreptat spre ce formulă de fundași centrali va opta în meciul de la Bacău. Viața merge înainte, scria Constantin Alexe. Ce s-a întâmplat după refacerea? Înțeleg că a durat o lună, a stat o lună în spital, nu? Nu, mai puțin de o lună, după care am ajuns la Petroșani, am stat o lună jumătate la Petroșani. Fiind imobilizat facial, după care m-am întors la Iași, am rezolvat ultimele probleme chirurgicale și după care m-am întors la Steaua. Au fost multe operații? Ați trecut prin multe operații? Ce? Reconstrucția oaselor sau ce? Da, o singură operație. Operație, termen medical se numește oseosinteză. Ok. În fine. Bun. Deci să spun așa că n-a fost foarte grav. Bun. În momentul în care ați început să vă pregătiți, trebuia să recuperați câteva luni de pauză totală. Ce s-a întâmplat? Da. Țin minte că am fost în cantonamentul la Forban.
și n-am reușit să fac decât cam jumătate din perioada de pregătire. Și implicit și la meciuri am jucat mai puțin. Ce... Între timp venise Gio Epanai de la Petrolul Ploiești, fiind înlocuitor meu pe postul pe care jucam eu. Da. Și ușor, ușor mi-am dat seama că am pierdut ceva timp și e greu să mai recuperez, pentru că Steaua nu mai aștepta. Era normal să fie așa. Da, până la urmă era un jucător care începuse să joace meci de meci, care ratase, ok, 2-3 luni, putea să aveți o accidentare gravă la picior și ați fi putut sta. Da. Și, adică, considerați că Steaua n-a avut suficientă răbdare cu dumneavoastră în momentul ăla? Nu neapărat, dar, repet, Steaua în perioada aceea era în schimbări foarte multe, jucătorii celebri reușiseră să plece în străinătate, aveau nevoie repede de jucători, bănuiesc că au gândit-o foarte bine. Și mi-au zis să-mi găsesc o echipă să joc, eu știu, un sezon și dacă va fi nevoie să mă întorc. Dar eram convins că dacă plec de acolo, nu o să mă mai întorc. A, deci ați știut, ați simțit în momentul în care ați plecat că va fi plecarea definitivă de la Steaua. Da, da. Vi s-a reproșat și altceva? Sau vi s-a reproșat ceva? Nu, nu. Nimic, nu? Nu, nimic, nimic. Sechelele accidentului, ați rămas cu sechele după accident? Adică ceva ce v-a afectat viața sportivă după? Citeam undeva că în momentul în care loveați mingea cu capul, aveați amețeli uneori. Da, s-a întâmplat. Imediat după ce Steaua a renunțat la serviciile mele, am reușit să ajung la Corvinu Hunedoara, în divizia, într-un retur de campionat, unde cred că numai jumătate din meciuri le-am jucat. Efectele, sechelele accidentului deja își spuneau cuvântul, dar ușor, ușor mi-am revenit. Deci îți spuneau cuvântul în sensul ce? Amețeli? Ce mai simțeați? Amețeli, da. Ah, ok. Și am mai stat și la Hunedoara în spital de vreo 2-3 ore, deci. Dar medicii mi-au zis că e inevitabil să întâmple lucrurile astea. Dar o să-mi revin. Toată lumea mi-a garantat și, într-adevăr, așa și fost. Ați mers Eram tânăr și da. Mă recuperam repede.